În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată o întrebare de ansamblu venită din cer pentru cei de pe pământ. Înainte de a trimite Dumnezeu acest mesaj ceresc, a ținut cont de două lucruri. De omul care adună în Dumnezeu și se îmbogățește, și aici aș vrea să fiu explicit la un lucru. Să nu credeți că Dumnezeu are ceva cu omul bogat. Niciodată. Să nu credeți că Dumnezeu are ceva cu omul care muncește și strânge și adună pentru el și semenii lui și cei din jurul lui. Să nu credeți că Dumnezeu are ceva cu omul care are un ban la cec sau care își agonisește lui bani albi pentru zile negre, cum spunem noi, pentru bătrânețe. Ci bogatul și mesajul de astăzi are în substratul lui cu totul altceva. Când îl întreabă, nebune, de ce l-o fi numit cerul nebun pe cel de astăzi? Dintr-un simplu considerent. Credea că ceea ce adună este pentru veșnicie. Și ca să înțelegeți reperul și mesajul, un om bogat, toată viața lui a strâns averi și tot ce aduna, punea banii pe cec și făcea tot bonuri din astea fiscale, adică tot își trecea averea și o cota la cât s-a adunat. Și s-a întâmplat să moară. Instantaneu. Exact ca bogatul care ar fi trebuit să primească mesajul de azi. În clipa când ajunge în Împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu îl privește oarecum cu un oarecare dispreț și îi spune așa, tu mergi în iad. Dar de ce, Doamne? Ești un om sărac. N-ai agonisit nimic pentru sufletul tău. Ba da! Să-ți arăt, Doamne, ce am agonisit. Și-a băgat mâna în buzunar și-a scos cele două bilete de cec, adică cele două etichete de bancă, unul în cont, unul în lei și unul în valută, să le arate lui Dumnezeu ce a lăsat el posteriorității pentru lumea aceasta, adică pentru cea trecătoare. Și când se uită mirat pe ele, vede numele, vede data, vede numărul de cont, toate corespundeau. La sumă scria din capăt în capăt 0000000. Și a zis, nu-i posibil, zice, undeva este o șmecherie. Ba nu, frate, zice. În cer, ca să poți găsi ceva în contul tău, trebuie să împarți pe pământ. Că cine pe sărac ajută, pe Dumnezeu îl împrumută. Și în clipa aceea, scotocindu-se cu luarea minte, găsește în buzunar o monedă de 25 de bani. Și îl întreabă Dumnezeu, dar cu aceea ce este? Nu știu în ce împrejurare a ajuns la mine. Și ce îi răspunde îngerul? Nu, fiule, îți spun eu ce este cu ea. Te-ai dus odată la un telefon public să dai, s-a blocat moneda în clama aceea unde se bagă la telefon, n-ai mai putut-o scoate și pentru că erai grăbit, ai spus, las-o, pentru atâta nu mai pierd timpul. Iar meșterul care a reparat telefonul, a luat-o și a zis, o, da, prostii, cu ea, uitat-o aici. Deci iată cum își agonisise și el ceva puțin pentru Împărăția lui Dumnezeu. Deci bine ar fi ca la telefonul vieții să uităm permanent un 25 de bani în fiecare zi. Ca atunci când vom muri, să putem spune unde-i comoara, acolo-i și inima. Dacă comoara a rămas pe pământ, și aici mă refer când spun pe pământ la ceva foarte interesant. Mai e o modă și se practică la noi, la ortodoxi, că atunci când aduni mult, 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 mult și simți că neputința sosește și se apropie, să încep singur să cauți chiriașii, urmașii, cine să moștenească toate acestea. Și unii spun, folosesc terminul ăsta, o să mă dau danie. Dar cum să dă danie? Să dă danie cu acte, ca după moartea lui,
toată averea respectivă să rămână celui care îl îngrijește. E bună, e o idee destul de convenabilă. Dar dacă tu nu mai mori niciodată, averea aceea când vine în mâna binefăcătorului tău, tot niciodată. Așa le socotește Dumnezeu. Pentru că a spus uneva la un pasaj din Scriptură, când faceți bine, nu faceți celor ce vă iubesc pe voi. Că v-ați luat plata pe pământ. Faceți bine celor pe care nu-i cunoașteți ca plata voastră să fie în cer. Deci cam așa gândește Dumnezeu ca să pot să ajung la de ce a început Evanghelia și de ce s-a pronunțat astăzi nebune în noaptea aceasta. Și unii cred, bă, era după miezul nopții. Unii cred, bă, era, cine știe, 2, 3, 4, 11 noaptea, nu. Era noaptea vieții personale. Acum câteva zile s-a citit o Evanghelie, tot aici în biserică, la liturghie, în cursul săptămânii, și spunea așa, dacă întunericul din tine lumină este, cu cât mai mult întunericul. Deci nouă ni se pare că ceea ce facem e ceva strălucitor. Dar la Dumnezeu e urăciune, e pustiire, e negrire. Și atunci întreabă, dacă luminătorul trupului este ochiul și a sufletului este mintea și sufletul și ochiul sunt murdare, nu e clar că un geam neșters și a fumat nu pătrunde soarele pe el, așa și prin sufletul omului. Deci dacă întunericul din tine lumină este, atunci cu cât mai mult întunericul. Și de aceea spune, noaptea aceasta, în întunecimea aceasta proastă, când ai devenit un hagi tudose fără să gândești, fără să-ți dai seama de proverbul popular, că banii strângătorului merg în mâna risipitorului. Și ai uitat de săvârșit, de suflet, de mântuire, ai uitat de semeni, de mamă, de tată, de copil, de frate, de soră, că știți cum e în lumea cotidiană. Ei, pentru aceștia a folosit Dumnezeu cuvântul nebune. Nu pentru omul care are 100 de milioane la cec pentru mormântare sau dulapul plin cu ștergare și cu haine de pus poduri. Nu aceea le interesează pe Dumnezeu. Nu le interesează nici dacă ai 20 de hectare, nu le interesează nici dacă ai semănătoare moderne sau tractor cu 8 brazde. Nu. Alea sunt ale gospodăriei. Și când remarc lucrul acesta, mă gândesc la bietul Iov, care avea 500 de slugi, toate încinse cu brâu de aur. Auzi? Deci noi dacă avem o slugă, are 6 milioane pe economie. Iar slugile lui Iov purtau brâu de aur. Și noi ne credem mari patroni și mari bogătași. Nici vorbă. Avram avea turme. Și în momentul în care a intrat în conflict cu Lot, a zis, frate, mare-i pământul, de ce să ne certăm? Tu l-a răsărit și eu l-a apus. Tu la amează zi și eu la amează noapte. Și s-au împărțit și au ajuns de s-a împânzit pământul, fără ca să se certe. Cu atât mai mult că slugile lui Avram, cu atât mai mult că slugile lui Avram primeau plata după tocmeală. Și auzi ce tocmeală s-a făcut în Scriptură. Știți voi că în momentul în care se dădea plată, se dădea zeciuială. Ați văzut și fariseii se lăudau cu această zeciuială. Și învățătorii legii vechi, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți, ăștia care erau mari cărcotași ai societății la vremea respectivă, mari politruci, cum ar fi cei din zilele noastre. Și se bucurau că eu plătesc din mentă, din chimen, dau din izmă, dau din cutare, nu sunt ca vameșul de acolo. Ei, această zeciuială este echivalentă cu ceea ce a spus Mântuitorul lui Petru. Ce al cezarului dați-i cezarului. Și cum înseamnă să dai cezarului ce al cezarului? Tot zilele trecute s-a citit la prolog, în viața Sfântului Euharist, un cioban obișnuit, căsătorit cu femeie, care avea 10 oițe. Și el păștea toată ziua oile alea. Cuiva s-a descoperit că viața lui este foarte înaltă și în momentul în care s-a apropiat
De Euharist l-a întrebat, tu cu ce plași lui Dumnezeu? Cu nimic. Ei, nu chiar cu nimic, faci tu ceva. Atunci spunem cum vețuiești. Păi cum să vețuiesc? De când m-am căsătorit cu femeia, trăim în feciorie, că așa ne-am hotărât noi și dormim deosebi îmbrăcați în câte o haină aspră, avem 10 oi. Ce câștigăm de la 3 pentru noi, ce câștigăm de la 3 pentru săraci și ce de la celelalte 3 dăm biserici. Deci iată ce mentalitate avea simplul țăran, crescut în cinste și cu cernicie, în pateric, încât întrecuse pe călugării din pustie. Ei, asemenea și bogatul de azi în Evanghelie, că o să ziceți, tot să învârte în jurul cozii și nu mai începe, de-abia acum vreau să încep. Acest bogat, și o să vedeți că vom avea de-a lungul Evanghelilor care urmează, și dacă ați văzut și în toamna aceasta, s-au cam legat. La un bogat i-a rodit țarina. Unul era rău și nemilostiv. Unul era dregător bogat și a venit să întrebe ce să facă să se mântuiască, să primească viața de veci. Dar nimeni n-a făcut vreodată conexiunea cine este primul bogat, că nu i-a spus Ion din Galileea sau Vasile din Capernaum. Nu. A spus un învățător bogat, un tânăr bogat, a venit la Iisus și a întrebat ce trebuie să fac să mă mântuiesc. Ei, acel tânăr bogat suntem noi toți, fiecare dintre noi. Toți îl întrebăm pe Iisus ce trebuie să facem să ne mântuim. În clipa în care Iisus i-a spus că trebuie să vândă toate și să urmeze Lui, s-a întors întristat la casa sa. Dar nu s-a întors întâmplător, ci s-a uitat Hristos în urma Lui și a spus așa, cu a nevoie este bogaților să intre în Împărăția Lui Dumnezeu. Fiți foarte atenți. Deci vedeți că Evanghelile se leagă între ele, sunt ca mărgele pe șirag, așa, nu s-a aruncat ea în apă, dar acolo în Cartea Sfântă. Și în clipa aceea, Petru, speriat de tot, care era și el un calic cu soacra bolnavă și amărât, familist cu probleme, uscător de pește la Marea Galilei, sărat, care se vendea pe 2-3 sicle acolo ca să poată să-și plătească chiria și hrană și pe smeți. Și Doamne, dar atunci cine se va mântui? Și Iisus Hristos spune, cei cu neputință la oameni, cu putință la Dumnezeu. Și a trecut această Evanghelie. S-a terminat. Au comentat-o exegeții cum au crezut ei. Dar să nu uităm că în momentul când s-a comentat această Evanghelie, primul lucru pentru care s-a supărat Iisus și l-a înfruntat pe tânărul bogat, n-a fost că nu vrea el să moștenească viața de veci, să lepede de lume, ci pentru altceva. Pentru ce mă numești bun? Bun este numai Dumnezeu. Și de ce n-a permis Iisus Hristos să îi se spună bun? Vă spun tot eu. Pentru că nici noi nu dorim să permitem oamenilor să spună aceeași vorbă. Am fost la un preot bun. N-ai fost la un preot bun. Ai fost la un preot oarecare. Bun este dacă îi respecti tu porunca și îl înalți. Rău este dacă nu îi respecti tu canonul și cazul. Bun este dacă faci tu ceea ce spune. Și atunci vei cunoaște preamărirea lui Dumnezeu. Rău este dacă tu faci altceva și atunci spui, am fost și nu mi-a folosit. Dar Mântuitorul s-a dus cu o treaptă mai departe. Nu mă numi bun, pentru că îi cunoștea viitorul ce avea să urmeze. Îi știa în timp evoluția. Și care a fost evoluția? Evoluția a fost cea din Evanghelia de astăzi. Unui bogat, la fel fără nume, i-a rodit țarina din belșug. A umplut hambarele, a văzut că nu încape, a dărâmat, a mai cumpărat niște hale de ceapă mai vechi, a făcut magazii din ele, s-a întins cu asociație, a cules cât porumboiul a văzut sau alții care se ocupă de agricultură, au umplut bine hambarele, dar au uitat să spună slavă ție, Doamne, pentru ploaie. Slavă ție, Doamne, pentru soare. Slavă ție, Doamne, pentru pace. Slavă ție, Doamne, pentru har și spor.
Slavă ție pentru sănătate. Slavă ție pentru înțelepciunea cu care m-ai iluminat să le fac. Nu. A sigilat rapid paznici, câini, curent electric și a spus așa, suflete, ai multe bunătăți. Bea, mănâncă și te veselește pentru mulți ani. Și aici s-a supărat Dumnezeu. Bogăția este în mâna ta și ai dreptul să o câștigi. Depinde cum o folosești. Bogăția este la dispoziția ta, dar zilele sunt la dispoziția mea. Că ți-ai strâns tu roade pentru mulți ani, te privește. Dar ca ai să trăiești un singur an, mă interesează. Și atunci, sigur, că în clipa aceea și răspunsul conștiinței a fost pe măsură. Nebune! În noaptea aceasta vor cere sufletul tău de la tine. Cui rămân cele care le-ai agonisit? Și o să vedeți într-o Evanghelie viitoare, că apoi ne întoarcem la Evanghelia noastră, ce a înțeles bogatul din acest mesaj. Vă spun tot eu. Deschidem din nou la Evanghelistul Matei și citim așa. Un bogat oarecare în toată vremea umbla îmbrăcat în purpură și în vison. Tiohăia slugile și le chinuia și le necăjea încât nimeni nu ieșea cu fărmătura în barbă de la casa lui, ca să folosim termenul popular vouă, ca să nu vorbim de zgârcenie. Nici câinii nu se bucurau de rămășițele mesei, aceasta a înțeles bogatul din mesajul nopții, că se va lua sufletul de la tine. A vrut să sfideze providența. A vrut să sfideze creatorul. N-avea pe atunci accelerator de particule ca în Elveția, deci credea în ateismul lui și în nebuneala lui materială. Era un fel de stalinist acel bogat. Și săracul stătea trântit dincolo de gardurile de fier forjat. Erau senzori de ăștia cu bec care țipă, alarme, câini de aia cu botul gros care când apucă nu dau drumul. Dar nici ea nu se hrăneau. Nici ea nu meritau mâncarea. Că nu aveau ce păzi. Se părea bogatului că sinutil. Și câinii la un moment dat în toată înfiorarea lor și în toată răutatea lor au venit lângă cerșătorul ăla plin de bube și îl lingeau pe cerșător. Adică s-au, efectiv, au crezut la un moment dat că cerșătorul face parte din decor și s-au obișnuit cu cerșătorul flămând de la poartă care își plângea zilele acolo. Și au ajuns câinii să-l încălzească lingându-i rănile ca și lui Iisus când va vitele în iest. Și a murit bogatul. Și s-a dus în iad, spune Evanghelia, ca să vedeți rezultatul de ce a spus Dumnezeu. Nu mă numi bun, că dacă ai fi bun, ai face ce spun eu, nu ce-ți trece ție prin cap. Și a murit și săracul Lazar. Și s-a dus sufletul lui în sânul lui Avram. Acum, după exegeți, unii compară lumea între bogați și săraci. N-are nicio treabă. Să vă fie în clar și în minte pentru totdeauna. Simbolul bogăției noastre personale este un Iisus Hristos crucificat, fără cămașă, bătut în cuie, care stă pe o cruce și ne privește uneori bolânzit de prostiile noastre. Doamne, vreau avere, vreau la loto, Doamne, vreau casă, Doamne, vreau reușite, vreau femeie frumoasă, vreau afaceri bune, vreau bani mulți. Și El întreabă de acolo, nebune, de unde să ți le dau? Eu sunt sărac și cămașa mea mi-au vândut-o ticăloșii ăștia. Ce să-ți dau? Și omul iar răsuită, disperat acolo la crucifixul cu Iisus Hristos răstignit și cere. Dăm! Și atunci Dumnezeu, chinuit de păcatele noastre, însângerat de nebuniile și de patimile noastre, obosit de înverșunarea noastră cânească, că omul știe să ceară cu patimă,
Le spune mereu, bucurați-vă, pace vouă, pacea mea dau vouă, învățați că-s blând și smerit cu inima, iubiți-vă unul pe altul, fiți cel mai mare slugă tuturor dacă vrea să fie mare în Împărăția Dumnezeu. Astea trec pe lângă urechi ca fulgi când pui căciula și ninge iarna și suflă vântul. Dar în minte sună tot timpul, bani, 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 hambare, 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 hangare, hangare, case peste case, camere peste camere, mașini peste mașini, bijuterii peste bijuterii. Iar în capătul celălalt privește sfidător moartea. Nebunule, la ce le aduni? Nu vii la mine? Nu eu te aștept pe tine? Tu mă aștepți pe mine? Și calcă omul și peste cadavre, și peste prietenii, și peste umanitatea din el, și peste conștiință, și peste bunul simț, și peste frica de Dumnezeu, și peste credință, și peste milă, și peste bunătate, și peste omenie, și știi ce spune? Lasă-i, dragă! Viața merge înainte, dar merge pe trei parametri. Viața trupească sau animalică, care înseamnă dezmățul, alcoolul, desfrâul, drogul și fără de legea, și se sfârșește cu moartea. Viața intelectuală, și e foarte fastos să scrie la crucea ta, doctorul cu tare, savantul cu tare, ministru cu tare, numai că întâmplarea face că crucea spirituală care o purtăm în rai nu mai are pe ea titlurile onorifice de pe marmura din Țintirim, ci are înscris pe ea cu degetul lui Iisus, glasul conștiinței noastre, păcatele noastre. Și cu cât crucea va fi mai murdară de păcate, cu atât va fi mai putredă spirituală în Împărăția lui Dumnezeu. De aia noi trebuie să luăm drumul invers și să mergem în contratimpul vieții și să alergăm spre corectitudinea de la care am fost zămisliți și creați de Dumnezeu. Deci omul a fost făcut să-L iubească pe Dumnezeu, să fie un rege al creației. Câți regi ai creației mai găsim noi astăzi? Când omul asfaltează fiecare palmă de pământ, vrea numai beton. Omul cimentuiește fiecare palmă de iarbă, vrea numai curățenie. Dar noi nu știm să citim în curățenia naturii. De ce? Pentru că noi nu suntem ecologiștii sufletului, noi suntem ecologiștii economici ai banului. Ce spune acolo Solomon, care era mare, înțelept, dacă ați ști câtă minte a avut Solomon, n-o poți căra cu un tren. Deci el n-a cerut la Dumnezeu avere, ci minte. A zis, Doamne, mie să-mi dai înțelepciunea. Și știți ce a spus Solomon? Avea palat. Doar ați văzut Ierusalimul și v-ați întâlnit cu el. Cetatea Ierusalimului și templul lui Solomon au fost cele mai renumite valori ale pământului. Până și regina Sava a venit și s-a închinat a Arabiei și aducea daruri la picioarele lui Solomon și s-a mirat de măreția acestui om. Și Solomon, care vedea numai stâncile Ierusalimului, nu vedea fir de ploaie câte jumătate de an, numai munți goi, numai chetroaie și nisip și vânt, din când în când se retrăgea în felul lui de împărat, pe potecile probabil mai puțin cunoscute vremii noastre a pârâului cedrilor, și ce vedea? Înfloriți din piatră crinii, înfloriți din piatră niște smocurele mici de iarbă care ies așa printre pietrele Ierusalimului, și atunci a meditat și spunea, oare în toată înțelepciunea lui, spune Scriptura, nu eu spun, poate omul să se îmbrace mai frumos decât crinii țarenii sau decât iarba pământului? Și de ce e frumoasă iarba pământului? Ați avut fericirea vreodată să vă duceți cu ochii voștri într-un peisaj natural de munte sau de câmpie sau de deal în vremea când totul este înflorit, să vedeți câte mii de culori, câte feluri de parfumuri și câte nuanțe poate crea Dumnezeu în atot știința și înțelepciunea Lui? Omul nici nu le poate poza, dar păi să le facă. Ei, aceasta l-a impresionat pe Solomon. Și de aceea și Evanghelistul spune când scrie în Noul Testament, nici Solomon în toată înțelepciunea lui
nu s-a îmbrăcat ca unul din aceștia, adică cum e crinul țarinii. Ei, și de aceea vă spun, bogatul de astăzi nu era nebun de legat. Era nebun de cele materiale. Nu avea sațiu. Nu avea măsură. Nu avea bun simț. Și de ce? David, prorocul, i-a luat pe toți și i-a unit la un loc și le-a cântat o baladă. Bogații au sărăcit și au flămânzit. Dar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. De ce? Pentru că Isaia ne-a spus așa. De mă veți asculta, bunătățile pământului veți avea. Și care sunt bunătățile pământului? Stropul de apă care asigură viața. Hrana care asigură viața. Hrană la bloc n-a putut nimeni crea. Vezi? Cât e omul de deștept, n-a putut face din fân lapte. Dar cât e vaca de proastă, dintr-un braț de buruieni îți dă o găleată de lapte și un borcan de smântână și un kilogram de brânză. De ce? Le-a smerit Dumnezeu pe cele înalte și le-a preamărit pe cele rușinoase și smerite. Noi mergem astăzi cu X5 sau cu ultimul stil de avion și jeep, iar Iisus călca cu piciorul Ierusalimul talpă cu talpă, fără șoseată, fără Adidas, fără mașină străină, fără șofer. Și așa a străbătut toată Țara Sfântă să ne spună nouă așa, bogaților, nu nădăjduiți în averea pe care o mănâncă furii și o cărămolea și hoții o sparg și o pradă, nădăjduiți în averea cea veșnică care este în ceruri, unde furii și molile nu intră, nu strică și nu mănâncă. Și ca să vedeți nelăcomia, un pusnic oarecare, care stătea în pustie, cum se ruga într-o noapte, aude în ușă. Cioc, cioc, cioc. Cine acolo? Om bun. Dacă om bun, intră. Când a intrat un hoț cu neatagan, dă-mi tot ce ai în chilia ta, că te omori. Fiule, ia-ți tot ce vrei din sărăcia mea. I-a luat punga cu pesmeți, i-a luat punga cu turmale, i-a luat punga cu semințe uscate, i-a luat sticla cu apă, nu era sticla, era un fel de budiști indian lemn, așa. Și a plecat. Când se întoarce pusnicul, mai vede o mână de pesmeț, uitați, pe un colț de ștergar. Prinde ștergarul de toate patru colțurile și iese și aleargă în urma lui. Frate, 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 pe aceștia i-ai uitat. Ia-i să nu rămână la mine să pleci cumva supărat. Hoțul a mărmurit. Ce spui, bătrâne? Uite, aceștia i-ai uitat, nu i-ai luat. S-a rușinat din puterea Duhului Sfânt, a căzut în genunchi cerându-și iertare și i-a pus totul la picioarele lui. Și a spus, cu adevărat, doar tu ești mai bogat ca mine. Deci, această virtute înseamnă lepădarea de sine. Adică, tot ce ai, să fii conștient că nu-ți aparține. Și a pus cine vrea vreodată întrebarea. E și o tradiție populară care noi o folosim des. Păi, dă ceva de pomană la casă nouă să nu ceară Dumnezeu o jertfă. Și se dă un miel, o găină, o masă, un praznic, un parastas, să pomenesc morții, se pun colaci la cheutori, să face aghiazma casei, să împart colăcei, lumânări. De ce? Ca să poți lucrul respectiv să-l dai lui Dumnezeu. Să vină Dumnezeu să-l binecuvinteze. Pentru că tot o vorbă populară spune, din ce muncești cu dreptate, dracu ia jumătate, dar când faci totul din minciună, ce-ți rămâne? Și Solomon a spus acest lucru. E bună pâinea puțină cu dulceață decât jertfa multă cu păcat. Citiți în pilde. Și de ce vă amintesc lucrul acesta? Închipuiți-vă toți care suntem de față și inclusiv eu,
că această cruce care o țin în mână, dacă o clipă inima ar sta, nu mai este a mea. Dar cele adunate în conturi, în carduri, în garduri, în case, în poduri, în beciuri, în dulapuri, în magazii și în seife, a cui sunt? Ale nimănui. Sunt bunuri materiale puse la dispoziția noastră prin creația minții umane ca noi să ne simțim bine și aproape de Dumnezeu. Dar când omul se tâmpește și înnebunește și pierde măsura și controlul, atunci conștiința urlă și spune, nebune, cele care le-ai adunat, ale cui vor rămâne? Și ei vor spune, am feciori, am femei, am urmași, am moștenitori. Nu știi. Nu știi dacă vor fi ale lor. Și știi de ce? Și ei sunt ca și tine, trecători. Deci ceea ce putem noi agonisi pentru Dumnezeu sunt cele trei mari daruri. Prietenia sfinților, căci prietenia cea cu lumea te lasă singur la mormânt. Faptele credinței, căci mai departe tovarăși sunt, și acum spune ultima parte, prieteni buni câștigă plânsul și rugăciunea lui Iisus. Căci plânsul stânge focul veșnic, iar ruga te înalță sus. Amin.